Bună ziua! Eu sunt Vlad Dumitriu, sunt sculptor, provin dintr-o familie de artiști, tatăl meu fiind și el sculptor, de asemenea și unchiul meu. Bună ziua! Numele meu este Dan Daniel, sunt sculptor profesionist. Am studiat sculptura la nivel de licență, masterat și doctorat. Sunt Valentin Virtuosu. Cu multă bucurie sunt în Ploiești. Lucrez granit. E o stare specială pe care o am. Bine v-am regăsit, stimați privitori! Iată-ne la o nouă ediție a taberei când naționale, când internaționale de sculptură monumentală contemporană de la Ploiești. Din păcate, după ani pandemici consecutivi, nu mai avem posibilitatea să aducem artiști pe tot globul, cum s-a întâmplat în anii precedenți, când în tabără au lucrat sculptorii provenind până și din Japonia sau Arabia Saudită. Și nu numai noi avem de suferit, ci întreaga suflare. Astfel, la această ediție, vom avea doar trei artiști. Unii moldovan. Da, sunt din Chișinău, dar de fapt sunt din Soroca, din Slobozia Cremenea Sorocii. Stăm de mai mult timp în Chișinău cu familia. Acolo am atelierul, acolo am viața mea de artist. Altul ardelean. Cumva am renunțat la viața de la oraș în urmă cu 6 ani și m-am oarecum izolat în Comuna Roșia, județul Bihor, unde acum locuiesc. Și unui muntean. După ce am terminat facultatea, m-am angajat ca muzeograf la Muzeul Nicolae Grigorescu din orașul Câmpina, orașul meu natal, unde lucrez în continuare ca muzeograf. Spre deosebire de eroii din baladă, ei nu au de râvnit la oile altora. În plus, având suficient har, nu râvnesc nici la talentul altora.
Vă invităm să urmăriți și să ascultați poveștile taberei și ale artiștilor. Pregătiți-vă să rămâneți uimiți! Sunt venit nu de mult dintr-o tabără de la voluntari la care am participat și într-una din duminicile pe care le-am avut am făcut o excursie și în parcul din Ploiești. Multe din lucrări îmi sunt cunoscuți autorii și chiar mă gândeam atunci când am venit, ziceam, tare mi-ar fi plăcut să fiu și eu aici, să lucrez și eu o piesă, fiindcă aș avea alături pe mulți din prietenii mei, mulți din lumea pe care îi cunosc. Și iată că s-a întâmplat această poveste frumoasă. Sunt în Ploiești, avem parte de zile excepționale, până acum a mers treaba foarte bine. Chiar ieri îmi ziceam că s-au liniștit lucrurile totalmente. Știu exact cum va fi lucrarea deja, s-au așezat ele și sunt liniștit. Să dea Domnul să fim sănătoși și să ducem până la capăt cu bine. Lucrarea pe care am început-o și pe care o voi finaliza în această tabără face parte din ciclul Ochiul Poarta Sufletului. În momentul în care m-am înscris pentru a participa în această tabără, mi s-a cerut să realizez câteva schițe de intenție. Am realizat aceste schițe și am pornit în realizarea lor de la o lucrare, zic eu, interesantă. Se numește Ochi Divin, este un relief, de fapt, pentru care am primit inspirația într-o frumoasă seară de vară pe dealul Mușcel, din satul meu, din orașul meu natal. Eram împreună cu iubita mea pe deal și am remarcat un fenomen natural special pe care nu l-am mai văzut decât în acel moment. Nu-l văzuse până în acel moment și nici după nu l-am mai întâlnit. Uneori la crepuscul soarele trimite raze printre nori și pare că parcă sunt desenate din cer, parcă sunt pictate pe bolta cerească, însă în acea noapte luna a reușit să trimită astfel de raze, un fenomen mai rar, și m-a inspirat să fac această lucrare, Ochi Divin, ca și cum de undeva de sus suntem priviți și ne este trimis o lumină, un mesaj. Pornind de la această idee, am realizat și schița pentru această tabără. Însă, venit aici și luând cunoștință cu piatra care mi-a fost pusă la dispoziție, am schimbat puțin abordarea, de la o abordare verticală, am ales una orizontală, pentru că, așa cum spunea Brâncuș, lutul îți este sclav, lemnul îți este prieten și piatra îți este stăpân. Aici aveam o piatră și a trebuit să o iau de stăpân, așa că mi-am adaptat compoziția, păstrând tema, însă am adaptat-o la o lucrare cu dominantă orizontală, pentru că asta mi-a spus piatra că este mai bine să fac din ea. Și asta fac în acest moment. Am venit la Ploiești în a patra ediție cu o lucrare, zic eu, puțin mai deosebită, o galaxie suveică. Suveică pentru că în ultimii 6 ani m-am mutat la țară, ca să fiu un pic mai aproape de natură, mai aproape de oameni, de animale. Și acolo am descoperit lucruri minunate. Lucruri minunate făcute de oameni, de care o suveică, care întâmplător are o asemănare cu o galaxie eliptică. Ceea ce m-a făcut să studiez treaba asta și să realizez această machetă care o vedeți aici. Pentru mine e copilul meu, adică sculpturile mele sunt copiii mei, pentru că le creez,
le dau o formă, le aduc la unele la un luciu, la o textură anume. Și mai așa spre final încerc să le trimit cumva în lume, la fel cum și noi ne naștem, învățăm la școală până la o anumită vârstă și după aia încercăm să mergem în lume, să ne facem o viață. Ați început bine? Am început bine. Când am început? Am început în anul centenar, în 2018, la inițiativa Asociației 24PH, sub organizarea Casei de Cultură Ile Caragiale a municipiului Ploiești și, bineînțeles, cu susținerea primăriei și a Consiliului Local. Atunci a fost prima ediție, a urmat a doua, o ediție internațională, la care am avut 10 artiști străini invitați. Am reușit și anul trecut să o organizăm pe a treia și anul ăsta am ajuns la a patra. O ediție mai de avarie, așa, din cauza condițiilor pandemice, dar vom duce totul la bun sfârșit și va fi totul în regulă. Maestru, ce este un Doru Metru? Sunt convins că operatorul nostru, Doru, va fi numai ochi și urechi. Așa, da. Va asculta răspunsul dumneavoastră. Doru Metru, ce este? Doru Metru, da. E o poveste de suflet a mea. S-a întâmplat în 2005 la Tescani, în urma unei expoziții Saloanele Moldovei. Mi-au acordat un premiu și am fost într-o tabără de creație la Tescani. Era pictură și sculptură. Și eu am lucrat o piesă Doru Metru, de acolo vine povestea Doru Metrului. Zic eu, e un mecanism care măsoară dorul și nu unul simplu, ci dorul de țară, fiindcă așa simt eu în inima mea și poate mulți din partea cealaltă de prut, dorul de țară. Poate așa îl simțim noi, cei care suntem în afara hotarelor țării, din păcate. Și tot am lucrat aceste dorumetri în diferite construiri, în diferite așezări care tot au adus alte și alte stări. Acum sunt încă în această serie de lucrări, în acest dor veșnic și mereu de țara mamă. Da. Să ajungem și la lucrarea din parcul de aici. Da. Da. Aici tot lucrez în dorumetru. M-am lăsat dus de blocurile de granit. E o stare specială care ți-o aduce granitul și așa e un fel de haiducie acum așa. Marmura e mulcuță, e ca o femeie. Granitul e muntele, însuși muntele. E o relație specială care ți-o oferă și construiește o relație specială între autor și granit. Mie îmi place ce simt și cum mă simt eu aici în Ploiești și cu lucrarea pe care o fac. Am înțeles că lucrați pe materiale diferite. Ochiul da. Divin este un ciclu de lucrări, nu? Da. Este un ciclu ad infinitum, adică intenționat să realizați ochi divin, ochi, poarta sufletului, până la sfârșitul activității dumneavoastră? Cred că da. Este o temă care mi este foarte dragă. Lucrez în acest ciclu de aproape 20 de ani. Cred că din 2003 sau 2004, n-aș putea zice exact, dar oricum se apropie de 20 de ani. Și într-adevăr am abordat această temă în tehnici foarte diverse, de la turnat în bronz, piatră, lemn, metal tăiat cu plasmă, chiar și în pictură. Acum chiar am un început de temă sau de concept care se numește antropocene sau omul din viitor sau omul dintr-un viitor post-apocaliptic, în care evident
cred că la un moment dat, na, e teoria asta, nu suntem singuri în acest univers. Și eu cred în treaba asta că la un moment dat o să descoperim noi ființe, noi forme de viață. Poate o să reușim să călătorim spre alte galaxii. Și atunci cumva încerc să văd în viitor ceea ce se întâmplă. Chiar dacă e un pic exagerat, dar până și Brâncuș a văzut cumva în viitor. Când am ajuns aici în 2018 pentru prima oară, toată lumea a fost încântată de parcul ăsta, care era cam sărăcuț el așa și care încă mai are de crescut, dar spațiul este extraordinar pentru că este un spațiu generos, întins pe multe hectare. Și atunci ne-am gândit pentru prima oară că ar fi frumos ca aici să strângem mai multe ediții ale taberei, ca la final să ajungem să facem aici un parc de sculpturi în aer liber, ca un muzeu cu mai multe lucrări adunate în același loc, pentru că prin cantitate devin mult mai atractive. Când va crește și vegetația mai mult în parcul ăsta, atunci vom avea o simbioză perfectă între natură și artă. V-ați autodefinit ca sculptor din flori și autodidact. Da, exact. E o poveste mai veche, mai sculptor din flori, fiindcă n-am parcurs cumva un drum așa cum au avut-o mulți dintre prietenii mei. Este adevărat că am tot mers să dau la facultate de vreo 7 ori, nu s-a întâmplat. Și am notat eu așa undeva într-un CV-ul al meu, eram cu un prieten de-a meu, Ion Zderciuc, care are și el aici o lucrare. În prima ediție, dacă nu mă înșel, aveam o expoziție comună în Iași și eu am notat în afiș sculptori din flori. Din flori în sens că, așa, nu sunt construit într-o formulă anume, într-un fel de crescendo, ci sunt un autodidact. Este adevărat, pe urmă am urmat o facultate și masterul, fiindcă am și ore la școală, am ore cu copii, e o lume frumoasă în care mă simt foarte bine. Dar atunci, în perioada aceea, eram un... Da, așa am construit eu lucrurile, un sculptor din flori. Da, cineva vă mai definea și ca un naiv al sculpturii. Da, îmi place zona asta de profesionism, muchi de cuțit între profesionism și naivul sau sincerul, de fapt, în tot ce faci. În felul ăsta ziceam tot timpul că prima idee care vine e de la Doamne, Doamne și noi ca oameni cumva începem a o construi, a o așeza așa cum simțim noi că este mai bine, dar oricum te întorci și este bine să asculți. Prima idee e de la bunuțul, este bine să o urmezi. Spuneați în prezentarea, autoprezentarea pe care ați făcut-o, că vă situați într-o descendență ilustră. Pe tatăl dumneavoastră l-am cunoscut anul trecut, am avut fericitul prilej să-l cunoaștem aici și cu o lucrare. Și da, ți-am amintit că și bunicul era pictor amator. E, umbra ascendenților dumneavoastră nu vă inhibă? Cred că mai degrabă mă inspiră. Bineînțeles că există o presiune care vine dintr-o asemenea descendență, însă cred că sunt mai mari avantajele dacă știi cum să le gestionezi, cum să înveți din experiența pe care a acumulat-o deja familia ta. Cred că poți să arzi mai repede niște etape. Bineînțeles, ai și un cadru care este organizat deja mult mai bine pentru desfășurarea activității. Deci eu consider că este în mod categoric un avantaj. De altfel, există destul de numeroase exemple
peste tot în lumea aceasta, unde meseriile se transmit din tată în fiu și lucrurile evoluează frumos. Înțeleg că artiștii vor primi și un bonus la tabăra asta. Da, la fiecare ediție, într-una dintre duminici, ducem într-o excursie. Anul ăsta o să mergem la Casa Dumnească de la Brebu, care este o micuță bijuterie, și după aceea la Câmpina, la Muzeul Nicolae Grigorescu. Domnul Vlad Dumitriu. Bună ziua, da. Bună ziua, ne-am amintit că sunteți și muzeograf. Cred că și telespectatorii noștri își amintesc asta. Ce surpriză! V-aș întreba, cum îi întâmpinați pe vizitatorii care intră prima dată aici? Dar cred că am ghicit răspunsul. Cu un zâmbet. Cu un zâmbet, care este mai puțin vizibil în zilele acestea, doar așa, din privire, puteți să-l citiți zâmbetul meu. După care îi... Da, ce ne spuneți prima dată? Cum începeți? Îi îndrum în această încăpere în care ne aflăm în acest moment, ultimul atelier al lui Nicolae Grigorescu, de care nu s-a bucurat foarte mult timp, doar pentru aproximativ 2 ani, și le spun câte ceva despre ceea ce pot să vadă în această încăpere și generalități despre viața artistului. Plecăciunea, maestre. Bună ziua. Sper că nu deranjez foarte tare. Nu deranjăm foarte tare. Da, suntem curioși să aflăm în ce stadiu al lucrării vă aflați. Dacă mă amintesc bine, oicul poarta sufletului, nu? Da, într-adevăr, oicul poarta sufletului. Stadiul este destul de avansat. Sunt pe ultima dintre cele trei fețe vizibile principale ale lucrării și sunt și pe această față într-un stadiu destul de avansat. Mâine, din câte știu, ar trebui să vină Macaraua și voi așeza lucrarea în poziția în care va fi expusă și voi putea să lucrez la detalii, mici ajustări. Probabil că voi mai avea de șlefuit anumite suprafețe pentru efecte și încet, încet voi contura varianta finală, definitivă a lucrării. Constat că lucrați pe trei blocuri odată. Parcă am citit undeva că Bernini lucra pe trei blocuri odată. V-ați inspirat din stilul lui de lucru? Poate Bernini lucra pe trei locuri odată, dar eu lucrez separat. Pe unul, pe altul și pe altul. Nu odată. Dar cam în același timp. Da, nu? Poate că... Visați cumva un ansamblu monumental? Nu cred că e un ansamblu monumental, este o lucrare care este construită din trei părți. Care vedeți, este baza, asta e mijlocul, cea din mijloc și am o piesă care aproape e gata și e cea de sus. Deci o lucrare construită din trei elemente, care vor construi un întreg. Sper că nu deranjăm prea tare. Oh, nu, nu, deloc, chiar deloc. Da, mi-era teamă să nu vă accidentați, da.
Ei, nu, mai se întâmplă, mai. Sunteți foarte montat, foarte pornit să terminați treaba. Da, e adevărat. E adevărat, începe lucrarea să prindă viață, volum. Și asta mă bucură enorm de mult, sunt așa ca un copil. Îmi spuneați că ați avut unele nereguli cu blocul de piatră. Da, inițial, după cum era macheta, ea era în profil pătrat, era 60x60, ori piatra când a fost adusă, da, așa am înțeles că n-au găsit. Nu corespundea dimensiunilor? Nu era văzute de noi. Nu, deloc. Asta care a fost, care e aici, a fost adusă 60x30x2,5 metri. Ceea ce m-a obligat să schimb un pic proiectul. Deci nu vă alegeți singuri blocurile de marmură? Normal așa ar trebui, doar că nu, mai există și se mai întâmplă. Am înțeles că un Michelangelo, de pildă, n-avea încredere în nimeni și petrecea ani întregi în marmurele, în carierele din Carrara pentru a dibui blocul potrivit. Potrivit, asta e adevărat, cumva așa ar trebui și cu noi. Chiar să mergem în carieră, să ne alegem blocul personal, eventual să fie tăiat la dimensiunea. Dar nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat acum, dar nu e nicio problemă. Ne adaptăm. Artiștii chiar contemporani sunt mai flexibili, nu? Adevărat. Chiar e cumva, poate nu neapărat ca un ajutor, dar îmi lasă libertatea de a crea mai departe, de a face o altă operă de artă față de ce am prezentat în proiect. Ochiul poarta sufletului. Ați reușit să constați să ne întredeschideți poarta, să ne faceți cu ochiul, ca să zic așa, până acum? Încerc să fac acest lucru, da. Lucrarea este de fapt o metaforă a naturii umane. Încerc să surprind cele două laturi. Latura pământeană, care este poate mai glumeață, mai vioaie, umană, și partea divină. Pe această parte a lucrării încerc să redau partea divină, ochiul interior mai degrabă, iar pe cealaltă parte sunt ochii noștri, așa cum ne salutăm cu ei în viața de zi cu zi. Da, vă promitem să revenim la final, când sunt sigur vom găsi poarta sufletului larg deschisă. Vă aștept cu brațele deschise și cu poarta, sper eu, deschisă. Venind la dumneavoastră aici în Ploiești, știam că voi lucra un dorumetru, care face parte dintr-o serie mai largă de lucrări cu genericul dorumetru, dar acest dorumetru de fapt este dedicat lui Nikita, așa și l-am numit. Foarte interesant. Un dorumetru pentru Nikita, fiindcă Ploiești pentru mine e Nikita, Nikita e Ploiești. Și Ploieștiul Nikita e țara noastră, e România. Și în acest context vine și lucrarea mea, un dorumetru pentru Nikita. În ce stadiu se află lucrarea mea? Într-un stadiu bun. Mă simt bine. Ce mi se întâmplă, merge cu Doamne ajută bine, doar că trebuie să mai stai așa lângă piatra, să mai asculți, să te mai bucuri și mergi. Aici o să intru, o să fac o cavitate care va comunica cu partea cealaltă. Da. Aici și chiar o să fie destul de mult de lucru. Urmează șlefuirea și lustruirea. Alea sunt procese care sunt procesele finale cumva, dar sunt cele mai importante și cele care aduc cumva de o stare nobilă lucrării. Da, abia așteptăm să ne vedem încununați de nobleț. Și eu abia aștept, e așa, acum parcă nu mai am somn noaptea. Da, mi-a spus stadiul că asta de final e cel mai frumos, că atunci te bucuri cel mai mult de lucrare. Mi-a când spus că v-ați culcat pe la 4 dimineața, am înțeles. Da, noaptea am avut așa un artist bântuit. Am avut așa o stare așa de oarecum de neliniște, dar în starea asta de neliniște cumva starea te ajută să creezi și te ajută să vezi lucrurile așa cum ar trebui, cum urmează să fie. Cumva vezi în viitor.
Nu vă mai reținem. Spor la treabă. Mulțumesc frumos. Vă aștept. Lumea deja s-a obișnuit. Suntem la a patra ediție astăzi și oamenii s-au obișnuit deja. Vin după amiaza în parc, în weekend, de câte ori ne văd pe aici, ne întreabă, ne spun ce idee frumoasă. Deci lumea este încântată și a început să se obișnuiască cu această idee. Ceea ce este un lucru bun și ne bucură mult. Stimată doamnă, sper că nu v-ați rătăcit în imensitatea asta. Nu, am venit cu mare bucurie în Parcul Vest din Ploiești, pentru că am vrut să văd finalizate aceste trei sculpturi care au fost făcute în această a patra ediție a taberei de sculptură monumentală, care se organizează aici și care, prin aceste sculpturi, parcul devine un punct de reper pentru cei care iubesc cultura și care iubesc arta în general. Și practic se deschide o fantă către publicul larg pe această artă monumentală de care noi n-am prea avut parte în ultima perioadă. Ce impresie v-au făcut artiștii prezenți la această ediție? Sunt foarte, foarte impresionată de oamenii aceștia calzi, care încearcă din răzputeri să aducă ceva nou. Toți, în toate edițiile, am fost la toate edițiile și, într-adevăr, sculptorii sunt alți oameni. Deci nu întotdeauna am gândit, au altă perspectivă, au altă vibrație. Aveți un cuvânt pentru artiștii care au lucrat la această ediție a patra a taberei? Pot să zic două cuvinte, respect și plecăciune pentru tot efortul pe care l-au depus în elaborarea acestor lucrări și în gândul lor de a stăpâni piatra, dând sentimente și putere pietrii, sentimente care vor dăinui peste timp, iar cei care vor vedea aceste sculpturi vor avea răgazul să se bucure, poate la început pentru o clipă, mai încolo pentru mai mult, pentru ceea ce s-a realizat în acești ani, în aceste tabere. Thank you.
delicată vizitatoare. Da. Cum vă numiți, doamnă? Numele meu este Mihaela Popescu-Torel și sunt în calitate de musafir și la al patrulea eveniment, dacă am înțeles bine. Am participat la primul, de asemenea impresionant, și sunt foarte bucuroasă pentru că, fiind născută la Ploiești, văd că sunt inițiative culturale și mișcări culturale extrem de puternice, iar toate exponatele, da, sunt impresionante și au o consistență spirituală puternică. Este un lucru foarte bun, pentru că sunt expuse într-un parc și pot fi văzute de oricine, oameni simpli, oameni intelectuali, oameni bogați, copii, bătrâni, da? Deci este o realizare a acestui oraș, consider foarte importantă, extrem de importantă, care demonstrează că în această țară cultura nu se poate opri niciodată. Trist, bucuros? Super bucuros. Extraordinar. Nu, foarte bucuros. Nu pot să descriu în cuvinte ce am reușit, ce mi-am dorit enorm de mult să fac. Până și unii dintre prietenii mei, ieri când le-am arătat pe video ce am făcut, au rămas așa, zis, bă, ai reușit, Daniel. Iar am înțeles că ești în urmă cu gravatul, mai ești de gravat. Semnătura urmează câteva minute. Am lucrat aseară până târziu, am schimbat un pic dimensiunile... Cam până pe la cât? Până la ora 10. Și ai putut la lumina aia? Și aici am avut prieteni. Chiar am cunoscut aici, au venit, m-au ajutat, au stat cu lanterna de la telefon și m-au ajutat chiar și să tai și să lucrez, să... Au tăiat ei în locul meu, că nu mai aveam forță, nu mai forță deloc în mușchi. Nu sunt cunoscător, mă declar un mirean în ceea ce privește sculptura, dar cred că orice fenomen cultural care aduce o frumusețare a peisajului din oraș este un lucru binevenit și ar trebui să fie marcat anual, pentru că astfel de evenimente ajută la coagularea unei comunități. Eu sunt bucuros că mă aflu aici și sunt încredințat că și pe viitor vor exista astfel de evenimente care vor marca ceea ce înseamnă cultura ploieșteană, pentru că Ploieștiul înseamnă Nichita Stănescu, Ion Stratan și de ceva ani înseamnă chiar sculptura, pentru că peste ani și ani aceste sculpturi care înfrumusețează parcul vor deveni un simbol și un imbol pentru tinerii care vor vedea că se poate. Se poate atât de la nivel verbal, prin poeziile pe care le-au scris înaintașii noștri, cât și la nivel sculptural, la nivel imagistic, prin aceste sculpturi pe care le veți vedea astăzi. Care este rostul dumneavoastră aici? Să sprijinim acest act de cultură, bucuroși fiind și siguri că aceste lucrări vor fi vizitate de cât mai mulți oameni din România în drumul lor de pe DN1, putând să facă o mică oprire aici și cu siguranță vom fi alături de acest fenomen, spunem noi, și la 100-a dezvelire a operei de artă care va îmbogăți acest parc municipal. Cum vi se pare această ediție? Reușită? Mai puțin reușită? Având în vedere că avea ca idee principală reziliența, cred că și-a îndeplinit scopul. Am avut mai puțini artiști, dar lucrările au fost pe măsură. Emoțiile atât la deschidere cât și la închidere la fel pe măsură, intense. Ne-ați deschis ochii
domnul Dumitriu. Mulțumit de ce ați realizat. Da, cred că a fost... Întru totul? Da, întru totul. Poate mai puțin faptul că nu am reușit să amplasez pe poziția dorită lucrarea, dar realizarea lucrării în sine a mers așa cum speram. Intenționați să reveniți în momentul în care va fi amplasată acolo unde doriți dumneavoastră, să asistați la amplasarea ei? Cu siguranță voi reveni, stau foarte aproape la câmpină, în 20 de minute pot veni să supraveghez lucrările de amplasare. Cu ce sentimente vă despărțiți? Că este o despărțire lucrarea dumneavoastră. Domnul Daniel a început să plângă. A zis că o lasă singură. Eu sunt poate mai puțin emoțional, dar bineînțeles că o lună de zile în care lucrezi susținut pentru a realiza o lucrare creează o acumulare de energie care cumva se descătușează la sfârșit și vine și cu un sentiment de nostalgie. Gata. Gata. Da. Totul? Da, cu Doamne ajută. Cum zicea prietenul meu care a venit anume azi, nu noi am făcut ce am făcut, ci cu ajutorul bunuțului. Bunuțului, da. Cu ajutorul bunuțului am ajuns și în ziua de azi, în care mă simt împlinit, mă simt bine, fiindcă am avut în spate o lună de lucru, am avut colegi excepționali, a fost minunat. Dar și am stat lângă piatră, am avut un granit. E o lucrare dedicată lui Nikita, pe măsura în care el a fost ca un munte în tot ce a făcut. E un omagiu adus lui, e un dorumetru pentru Nikita. Mi se pare mie sau aveți ochii umezi? Da, bate soarele în ochi. Dar umezi în sens că poate e o trăire lăuntrică pe care o am tot timpul. Sper că marea mea dorință să fie împlinită în viața pe care o să mi-a dat Dumnezeu să o trăiesc, să fim grămăjoară, să fim o țară întreagă. Spre deosebire de mesajul inscripționat deasupra infernului imaginat de Dante, voi, cei care intrați aici, aveți motive întreptățite la a spera din ce în ce mai mult. Emoționant, plecăciune, o spunea numai dintre vizitatori. Într-adevăr, plecăciune artiști, plecăciune organizatorilor, partenerilor noștri, plecăciune ție, telespectatorului, care cu răbdare, curiozitate și multă atenție urmărește acest lucru. Simțiți-vă bine. La revedere.